Regatul în care domnește magia e tărâmul binecuvântat. Frumusețea acelor locuri e ireală. Un loc creat de zei, învăluit de lumina divină. Este regatul celor mai viteji, tărâmul fascinant al stăpânilor magiei. Aici, istoria își alege eroii. Povestea lor, a dacilor, se scrie cu sânge, e presărată cu trădări, amenințată de primejdii. Lupta se dă cu cei mai duri, vrăjmașii sunt cei mai temuți. Balanța e fragilă. Lumea magică a celor neînfricați e în pericol. Secretul lor poate schimba lumea sau o poate distruge. Trei oameni poartă marea taină, o taină pe care legenda spune că zeii au luat-o din fața nevăzută a lumii. Trei eroi încearcă să salveze marele secret. Dar ispita e mare și ademenitoarea față a trădării își poate face loc în inima oricui. Jurați voi, camarazii mei, luptători într-o libertate, ca acest secret să fie în veci păstrat, iar cine nu-l va păstra și va trăda, să arză în focurile iadului. Ce e la iad, Sorilu? Iadul e locul... Vezi tu, Bezbetis, iadul... E locul unde se chinuie lumea de-apoi păcătoși. Și păcătoșii ăștia ce sunt? Păcătoși sunt mincinoși, trădători, vicleni, hoți. Și unde e iadul ăsta? Vezi tu, Zdrelos, nu știu. Am auzit de el de la romani. Da, păi da, romanii ăștia chiar au... informații. Jurați voi, camarazii mei? Jurăm! Jurăm! Au! A dă pita selenară? N-am pita selenară. Am pita mercurian din cetatea Orăștiei. E altceva, nu se compară. Bun, să bem. Am scris o urare pe care o voi publica eu când mă voi reîncarna într-un mare poet național. Toarnă vinul în cupe. Da, în cupe, în cupe, da. Spumege vocalul, că trecutul n-are niciun viitor. Cum o să aibă viitor trecutul? Ce poezii scrii tu acolo? Hai. Ei, nu știu. Nu știu, hai, să bem. Să bem. Să mai bem. Să mai bem. Să mai bem.
Uite. Iată invenția secretului zorilor. Cine mai știe de ea? Nimeni, excelență. Absolut nimeni. Juri? Nu. Noi dacii nu prea jurăm. Goții, vizigoții, hunii ăștia jură, dar noi nu jurăm. De unde știu că funcționează? Trebuie să măsur ca să... Uite, de exemplu, facem așa, uite. Ia. Ia, apăsat-i. Așa? Pune-ți la ureche. Dacă auzim mai bine cu cealaltă, pune-ți-i așa. Barză, varză, viezure, mânz, urzică. S-a auzit. Păi sigur că s-a auzit. E magie curată. Vom fi stăpânii lumii. Nu e chiar așa asta cu stăpânii lumii. Cred că dacă află ăștia că ne-am furat pietrele vorbitoare, distrug releul. S-a dus totul de râp. Releul? Da. Ce e ăla? Releul este o componentă electronică. Este un mecanism care produce anumite modificări, cum ar fi închiderea sau deschiderea unui circuit pe baza unor parametri care variază. Exemplu e clar tensiunea electrică aplicată. Controlul unui curent de mare tensiune cu un control mic de joasă tensiune. Fizică de clasă 6. Și asta unde e? Releu? Chiar vreți să le știți pe toate acum? Cu informația ca asta, să știți, costă. Bine, mergeți, vă mai gândiți. Mai las și eu, mai dați și voi și nici ca tine, nici ca mine ne înțelegem. Băiete, ești cam prost. Așa, da, să ne înțelegem. Luați-l! Dar ce bine stă părul. Mersi, doar ce am fost în Egipt, nu? Fetelor, să vă arăt ceva. Cecilia? Ce tare! Dar de unde l-aveți? De la un baj local. E din lemn de corn și e tare ca fierul. Vreau și eu! Și eu! Dar explicați-mi, cum ați ajuns voi la baciul ăsta local? Stați așa. Păi să mai alergăm și noi puțin. Că am făcut șunci. Da, și cum eram noi pe coama muntelui, am dat de bace brânzeu. Brânzeu? Are nume de zeu? Și corp de zeu. Mi l-a făcut cadou să-mi amintesc de el. Fată! Are și colegi? Normal. Sunt 4 ciobănei cu 3 turme de miei. Hai să-i vedem. M-am plictisit aici cu ei. Nu știu, fac numai strategii și războaie. Noi avem nevoie de dragoste. Să facem dragoste, nu război. Și tu știi ce am manți bun sunt? E ceva incredibil. Bine, dacă nu vă deranjează mirosul de brânză, da. Fetelor, haideți, că vine al meu. Rămâne secretul nostru, da? Normal. Da. Se învârte totul cu mine. Nu credeam să învăț a muri, băi, frate. Vorbești în Dodi. Odi. Nu Dodi. Odă Dodi. Dodi ode. Cum avem noi la templu, la piramidă. La releu. Pietrele. Ce? Zdrelos. Ce? Zdrelos. Spânul. Trădătorul. A luat pietrele. Suntem pierduți. Trebuie să mergem la piramidă. Să distrugem releul. Unde ești
tu te pești, Doamne, ca pune-n mâna pe el să-l împarți la două cete? E nebun și de mișei. Am plecat. Auzi, 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 auzi. Mă, dar nu vrei mai bine să ne îmbogățim noi? Îi lăsăm să vorbească și de câte ori vorbesc, le cerem bani. Plus că dacă avem releu, aflăm și ce pun la cale. Le ascultăm convorbirile. Facem o firmă. Getafon. Noi ne tragem din geți. Mă duc după stradă. Stai, stai, stai! Înainte trebuie să mai scriu o poezie. Rugăciune unui dac. În vremurile aspre mai am un singur dor. Bă, ce? Lasă poezia. Pe zdrelos, eu l-omor. Hai să mergem. Ce ziceți, fetelor? Merită salvat? Oh, da. Nu e rău. Cam ne-ai îngrijit. Dar merge. Vă rog să mă dezlegați. Îl cunoști pe Baciu Brânzeu? Pe Baciu Brânzeu? Da, e vărul meu. Stați un pic. De ce să avem încredere în el? Hai, spune-ne tu, cum arată Baciul Brânzeu? Baciul Brânzeu arată foarte bine. Are corp de zeu. Da, el e. Mai concret, unde locuiește? Baciul Brânzeu locuiește în râpa Pismei. Acolo are stâna. Bine, una dintre stâni, care mai multe, dar una e acolo, în râpa Pismei. Da? Hai, fetelor, să mergem. Unde să mergeți? În râpa Pismei? Voi, patru fete, singure în râpa Pismei? Păi nu știți ce înseamnă pismă în limba dacă. Păi bine, ajungeți la jumătatea drumului și o să fiți mâncate de lupi, de pârși și de viezuri aia turbați. Că, dacă nu turbați, n-au cum să vă mai mergi. Vă rog, aveți nevoie de un om al muntelui ca să vă conducă prin pericole. Dar de ce te-am crede? Pentru că sunt un om bun și n-am făcut rău niciunui câine toată viața mea. Dar pietrele vorbitoare de ți le-a luat mascatul. Ce cu ele? Chiar vorbesc? Da, de unde? Am zis așa, ca să scap. Și ai scăpat, bă. Da, iată-mă. Vă rog, fie-vă milă. Sunt un biet dac, liber, sărac și cinstit. Cum te cheamă, puișor de dac? Otilo Mezaroș. Minde cu seine, că tot fazi, eu doar că pe el minte, că așa dimineața mea, mă simt că tot fazi, era pe păduri. Ce? Oh, super cuță, super cuță, super. Asta era, că tu, oi, oi, să ți era că te doar că te o harom roman ușor ne cu sulița la ei. Vai. O zic, te gire cu numă mască, vlad, biu, că să ia. Lictă și era că mai zic, era că ceva buf, mă, uite, un bub ambuză, uite. Dar ce grai frumos aveți voi, daci. Ne străduim. Hai, fetele, să dăm drumul, pare om de treabă. Romanilor și pietrele vorbitoare și releu. Să mergem să-l căutăm. Să-l căutăm. Dacilor, veniți încoa. Noi? Da, voi. Zi o poezie, Radio. Mai am un singur dor. În liniștea serii să mă lăsați să mor la marginea mării. În genunchi. Să-ți fie somnul, Lin. Și codul aproape. Pe întinsele ape, să avem un cer senin. Nu-mi trebuie laur, nu voi sicriu bogat. Dar cine a zis că vă omor? Mai întâi vă torturez, pui de daci. Noi suntem daci. Ne tragem din geți. Măi! Lăsați-i în pace! Pe Baciu Brânzeu și pe fratele său! Voi ce căutați aici? Noi? Ce aveți cu vieții oameni?
tu, sper că nu ai tupeu să spui nu soției guvernatorului. Hai, hai, Valea! Hai, 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 hai! Ave! Valea! Tu unde vă? Care dintre voi e Brânzeu? Brânzeu? Da, Brânzeu. Brânzeu e nume de familie. Ei sunt Sarmis și Getuza. Și cine e Getuza? Măi, Sarmis, lasă mâna jos și lasă-l pe Getuza cu mâna ridicată. Măi, Antonia, dar care-i fată? Nu știu fată, că toți au barbă pe ei și seamănă între ei. Frățiorilor, dragii mei, înțelegeți-mă că am fost bătut, am fost legat, schingiuit, rănit, am fost abuzat. Noroc cu aceste domnițe, cu aceste ființe frumoase pământene care m-au salvat. Așa e. Noi l-am salvat pe vărul vostru, Attila. Otilo! Otilo? Otilo, da. Am o idee foarte bună. Te rog să mergi pe mâna mea. Vă facem cadou pietrele vorbitoare. Ce ziceți? Super, super. E, în schimb, voi puneți o pază mare în zona acestei zone și păzim piramida. Da. Dar pază mare, când spun mare, să fie pază foarte, foarte bună, da? Pază mare. Da. Așa, în felul ăsta puteți vorbi voi între voi, voi cu noi, noi cu voi și fiecare cu fiecare, e? Aha. Bine că pui pază la piramidă și le dai pietrele vorbitoare. Dar dacă n-avem releu, cum vorbesc între ele, a? Unde e releu? Ce ai făcut cu releu? În nemernicia mea, am mușcat din mâna care m-a hrănit. L-am dus la Amanet. La Șmulică? La Șmulică. Dacă altul nu e localitate, ce să fac? Stați liniștit, domnule Getuza, că vă rezolv eu. Da, mă rezolvați. Șmulică e dator vândut lui bărbatul meu, că i-a dat autorizație de funcționare fără... Băieți, nu vreți voi să facem un exercițiu de relaxare? Dragul meu, Amadeus, am un plan. Chiar în aceste momente, pietrele vorbitoare cad în mâinile oamenilor noștri. Pietrele vorbitoare? Exact. De prea mult timp Amalius domnește peste tărâmurile barbarilor. De prea mult timp Amalius... De prea mult timp Amalius cheltuie banii Imperiului și ne tratează ca pe acești barbari. Amalius și soția sa, începând de azi, vor fi istorie. Jos tiranul! Jos tiranul! Jos tiranul! E mult. Jos. Când voi ajunge guvernator, Amadeus, voi avea nevoie de un vice. Ave Demetrius. Mai... Ave Demetrius! Mărite Chestor! Iubite magistrat! Planul nostru a eșuat. Pietrele vorbitoare au căzut în mâinile guvernatorului Amalius. Ce ai spus, mă? Să mă căs... Ce ai spus, mă? Mai grav, pe mâinile soției lui. Cum, mă? Cum, mă? Și mai grav, în mâinile soțiilor voastre.
Nu l-am lăsat să ne povestească ce s-a întâmplat! Poftim? Nu l-am lăsat să ne povestească ce s-a întâmplat! Din ordinul guvernatorului sunteți arestați. Shalom Aleichem! Agit tu grebzotula! Shmulik, de ce mă deranjezi în timpul rugăciunii? Am adus piatra, mai! Piatra? Piatra magică? Et? Eh? Pe Zamolxe, e chiar piatra magică? Ți-am spus, e Hob Gainzeit. N-am timp. O vrei? Cât? 2000 de cosoni. Cât? Un bătrân țignit. Tu faci speculă cu mine? Ai, vei goteniu, ribainai șelailam, dacă nici biserica n-are bani. Oricum, guvernatorul cred că-mi dă mult mai mult. Ai, tu chiar nu vrei ca biserica să fie cea mai cea? Ce nu înțelegi? Că piatra asta magică este în legătură cu alte pietre vorbitoare, care transmit ce spun oamenii. Nu vrei să fii stăpânul informației? Mă dezamăgești. Am plecat. Oricum începe procesul de etnogeneză, deja sunt familii mixte foarte multe, religia voastră pierde teren, apare o religie nouă... O vreau, dar vreau și celelalte pietre vorbitoare. Asta
mai face încă 2000 de cosoni. Și vreau bani înainte. Ia un avans. Restul la final. Iubitule, Amalius, mă jur, voiam să-ți fac un cadou de ziua ta, niște pietre vorbitoare. Mă gândeam că e cea mai puternică armă în lupta ta cu cei care uneltesc împotriva noastră. Doar că acum, Demetriu și Amadeus au pus ei mâna pe invenția dacilor. De ce te-aș crede? Hai, iubitule, nu fi copil. Făceam jogging prin pădure cu fetele și am dat peste un dac bătut de oamenii lui Amadeus, care știi că uneltește împotriva ta cu Demetrius. Și dacul ne-a luat, ne-a dus în adăpostul lui și ne-a arătat invenția. Acum e prea târziu. Cred că au aflat ea. Dar nu știu tot. Pentru că pietrele nu vorbesc fără releul lor secret din piramidă. Dar piatra care face posibilă magia e la șmulic, la amanet. Dă-le drumul dacilor, mergem să luăm cristalul de la amanet și dacii vor folosi doar pentru noi. Cu arma asta vom fi stăpânii lumii. Doi, doi. Ne, 2-1. 2-2. 2-1. 2-2. Etena. Ia de băi să văd. Uite, băi, 2-2. Păi? Nu mai plânge! Din cauza lăcomiei tale suntem noi aici. Nu mai zici așa. Mi se rupe inima. Doar mă cunoști de mii. Suntem aici din cauza perfidiei femeilor. Și în farme cu vieții-mi. Nu știam că-i tot aceea de terazim de o umbră sau de crezi ce-a zis femeia. Doi, taci, n-ai biodată cu poetiile tale. Suntem închiși aici în temnița asta, istorie, o să putrezim, o să ne găsească oasele nepoții nepoților noștri, vecii vecilor, amin? Și tu stai cu poezia când noi nu mai avem nimic de făcut. Sunteți liberi. Ați văzut, mă, de cine aveți un pic de răbdare? Cine are, bă? E cam mic avansul, mărite preot. Ia un avans și restul la final. Bine, 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 bine. Mergem pe încredere. Azi ai viștait găștribner heilker toire? Mi-a făcut plăcere să facem afaceri. Ia să vedem. Ia. Venich bine Reichmann. Oi, di 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 Oh.
leșinul, mințul, sunt negru, scură, slobodă, leagă-mă.